Mulțumesc, Sabrina Preda și Sergiu Cora au toate informațiile din partea autorităților. Bună ziua! Bun găsit! Tot vorbeai de zona București, Ilfov, iată că avem și o centralizare, să spunem așa. În București au fost confirmate 53 de noi cazuri, iar în Ilfov 23 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. Totuși, județe în care s-au confirmat multe cazuri sunt și Brașovul cu 45 de cazuri, Galați 44 și Prahova 27. Și iată că deja avem județe despre care putem vorbi sau în care putem vorbi că s-au constituit unele focare. Și dai o transmitere mult mai accentuată, Sergiu. 397 de noi cazuri confirmate în ultimele 24 de ore și foarte multe persoane care se află încă pe secție de anestezie și terapie intensivă, mai exact 231 de persoane și una de persoane cu 4 mai mult față de ziua de ieri. Sergiu, și știm că deja este o presiune foarte mare pusă pe secție de terapie intensivă în capitală, aproape toate secțiile sunt pline, la Institutul Marius Nasta mai este un singur loc liber pe secție de anestezie și terapie intensivă. La Matei Balș vorbim de toată secția plină, iar la Victor Babeș tot așa de un singur loc liber. Nici în țară situația nu este mai roz, să-i spunem așa. Sunt spitale și în țară în care secțiile de terapie intensivă sunt pline. Sunt spitale în țară care întâmpină o problemă reală cu personalul de terapie intensivă, pentru că acest personal este puțin după toată această perioadă de pandemie. Oamenii sunt obosiți, sunt practic epuizați. Unii dintre ei nu mai sunt detașați cum erau în perioada stării de urgență, acum nu se mai permit aceste detașări sau, dacă se permit, trebuie să dorească medicul, nu-i mai poate detașa nimeni obligatoriu și iată că vedem astfel de cifre. Am văzut totuși și un număr mare de teste, vorbim de aproape 12.000 de teste făcute, dar aceste teste iată că au relevat și un număr mare de infectări. Și un alt semnal de alarmă, Sergiu, ar trebui să fie faptul că dacă speram că România ar fi trebuit să intre pe un platou acolo unde numărul de cazuri să se mențină unul scăzut, nici de cum 400 de cazuri confirmate în doar 24 de ore. Asta ar trebui să fie îngrijorător pentru noi toți, să ne aducem aminte de regulile de distanțare fizică, de regulile de siguranță, pentru că acum ne putem uita la celelalte țări din Uniunea Europeană, țări care au trecut prin tot acel coșmar în ceea ce privește coronavirusul, de exemplu Italia, Spania, acolo unde vorbeam de mii de cazuri confirmate în fiecare zi, aceste țări acum se luptă cu mai puțin de 200 de cazuri zilnice. Ca să nu mai vorbim că iată avem aproape 400 de noi cazuri în fiecare zi de îmbolnăviri și nu mai avem foarte mult până când în mod normal ar trebui să înceapă școlile. Vom vedea ce decizii iau autoritățile, pentru că inclusiv ministrul Sănătății Nelu Tătaru ne spunea că undeva spre finalul lunii iulie, începutul lunii august ar trebui să se stabilizeze situația și la noi în țară. Sabrina, Sergiu, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. În legătură directă cu noi este Valeriu Gheorghiță, medic infecționist, Spitalul Militar. Bună ziua, domnule doctor, mulțumesc pentru prezența în Esențial. Bună ziua. Spuneți-ne ce este de făcut în această situație. Vedem din ce în ce mai multe cazuri și pare că ajungem din nou la cazurile, la numărul de cazuri care era în starea de urgență și amintesc asta pentru că am văzut, de exemplu, destul de mulți lideri politici care chiar dădeau cumva semne că este posibil să ne întoarcem la starea de urgență și am văzut că în alte state deja s-a întâmplat același lucru, un exemplu ar fi Israelul. Sigur că din punct de vedere epidemiologic în momentul de față nu suntem într-o situație foarte bună. Am ajuns la o medie a numărului de cazuri din ultimele 7 zile care depășește cumva media numărului de cazuri din ultimele 7 zile din primul val, ca să mă exprim, din perioada martie-aprilie. Cumva am ajuns la o medie a cazurilor de 390 și comparativ cu maxim 370 cât am atins cel mai mult în perioada anterioară. Ori acest lucru ne plasează pe o pantă ascendentă din punct de vedere epidemiologic, înregistrăm un număr din ce în ce mai mare de cazuri, lucruri care, din păcate, se reflectă într-o supraaglomerare a secțiilor de terapie intensivă, a spitalelor în general, iar acest aspect se poate revedea inclusiv în numărul de decese. Cred că în momentul de față situația este cât se poate de serioasă, așa a fost tot timpul, însă profit de acest moment să atragem atenția încă o dată asupra respectării regulilor de protecție care au fost transmise de atâtea ori,
pentru că altfel avem toate motivele să credem că evoluția nu va fi cea așteptată și trebuie să ne gândim că urmează perioada următoare, în următoarele luni, septembrie, în care teoretic ar trebui să reînceapă activitățile școlare, universitare, activități care presupun o aglomerare mare de persoane și un risc epidemiologic ridicat. Ca să putem să reintrăm într-o normalitate de moment, cred că trebuie să cumva să devenim mult mai responsabili decât am dovedit în ultima perioadă, să încercăm să respectăm toate aceste reguli, distanțare fizică, purtatul măștii de protecție este extrem de important, mai ales atunci când ne aflăm în zone care ne plasează într-un risc mai mare să dezvoltăm, să dobândim această infecție, cum ar fi spațiile închise, cum ar fi zonele supraaglomerate, zonele, spațiile cu ventilație scăzută, cum ar fi mijloacele de transport în comun, toate aceste arii sunt considerate a priori zone cu risc crescut să ne putem infecta și cumva s-a și stratificat un profil al zonelor și al tipurilor de activități care pot să fie asociate cu un risc mai mare sau dimpotrivă un risc moderat sau scăzut să ne infectăm. Care ar fi sfaturile, domnule doctor, pentru cei care merg la mare? Am văzut foarte multe petreceri acolo. Este normal, oamenii cumva vor să se distreze, nu mai țin cont de toate măsurile și cred că este totuși dificil, inclusiv pentru autorități, să țină sub control această chestiune. Este într-adevăr dificil. Este pe de-o parte să fie controlat 100% acest fenomen al epidemiologic și în speță respectarea măsurilor de prevenție. Suntem conștienți cu toții că perioada de concediu este o perioadă în care trebuie să ne relaxăm, să ne destindem, poate că suntem cumva suprasaturați de aceste măsuri de protecție, însă cred că este de datoria fiecărui agent economic să-și organizeze activitatea așa încât să permită respectarea regulilor de prevenție, pentru că altfel suntem cumva părtași la tot acest fenomen epidemiologic. Senzația pe care o avem la acest moment este de dezorganizare, este de lipsă de solidaritate. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care nu respectă regulile, care nu sunt dispuși să mai respecte regulile, însă până la urmă intră în datoria celor care furnizează o serie de servicii să impună într-un fel sau altul respectarea regulilor. În condițiile în care cineva nu respectă regulile, cred că aceste lucruri trebuie impuse prin alte mijloace. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru aceste lămuriri.